Dragii mei, bine v-am găsit! Provocarea de azi sună cam așa. Să vorbim despre cum vorbim în anumite situații de comunicare când, din diferite motive, nu înțelegem mesajele pe care le primim de la interlocutorii noștri. Cum procedăm? Haideți să vedem cum s-au descurcat elevii clasei a treia în astfel de situații și ce putem învăța din experiențele lor. Ana, Maria și Matei lucrează împreună la un proiect despre dinozauri. Este rândul lui Matei să spună ce știe despre aceste reptile dispărute. Să-l ascultăm! Dinozaurii au trăit cu 220 de milioane de ani în urmă. Ce-o fi spus oare? Voi ați înțeles? Se pare că nici Maria nu a înțeles, de aceea îi și adresează rugămintea de a repeta mesajul. Nu am înțeles ce ai spus, te rog să mai spui o dată, un pic mai tare. Dinozaurii au trăit cu 220 de milioane de ani în urmă. Da, acum am înțeles și noi, nu-i așa? Să vedem care este următoarea informație. Oasele lor fosilizate au fost găsite peste tot în lume, spune Matei. Ana are o nelămurire și îl întreabă. Ce înseamnă fosilizate? Nu cunosc sensul acestui cuvânt. Ai putea să îmi explici? Iar Matei i-a explicat. Doamna învățătoare trece pe la fiecare echipă. Îi întreabă pe elevi. Copii, aveți nevoie de ajutor? Ana este cea care ia cuvântul. Ne puteți spune dacă ceea ce am lucrat până acum este corect? Doamna învățătoare citește cu atenție și le spune. Desigur, ați respectat toate cerințele. V-aș sugera să mai adăugați? Din cauza soneriei, sugestia nu a fost auzită. Așadar, Matei intervine. Ați putea repeta, vă rog? Nu am înțeles ce ne-ați spus. Spuneam că v-aș sugera să mai adăugați câteva informații despre speciile de dinozauri. Vă mulțumim! Acum totul este clar. Să îi lăsăm pe cei trei elevi să-și continue proiectul, iar noi să discutăm despre ceea ce am observat. Am asistat la câteva situații de comunicare în care mesajele transmise de vorbitori nu au fost înțelese. Puteți enumera cauzele? Desigur, vorbitul încet, necunoașterea sensului unui cuvânt sau zgomotul sunt doar câteva bariere ce pot sta în fața înțelegerii corecte a unui mesaj. Cum au procedat copiii în aceste situații? Fie au cerut repetarea mesajului, fie au solicitat explicații, de fiecare dată folosind formule de adresare potrivite. Nu am înțeles ce ai spus, te rog să mai spui o dată. Vă rog să repetați. Ai putea să mai spui o dată? Ați putea să mai spuneți o dată? Ce înseamnă? Așadar, dacă este nevoie, nu ezitați să cereți lămuriri. Este important să înțelegem foarte bine ceea ce ni se comunică. Pe curând!